Tot ce vreau să zic e că cu domnul Lupu ne cunoaștem din 87, dacă nu mă înșel, atunci când revenisem eu de la Moscova și eram angajat la Ministerul de Externe și atunci la Ministerul Economiei. Și anume de perioade ale vieții mele și a lui Marian am avut relații foarte strânse și relații de familie. După aia soarta a făcut să ne distanțăm ceva. Eu am plecat în străinătate, el a rămas aici așa mai departe. Deci, când am văzut că pe această poză a devenit obiect de știre, cum să vă zic, m-am făcut și râsul, dar și m-am făcut iarăși și un sentiment de tristețe. Dintr-o relație dintre două de oameni care vă spuneam că se cunosc de 20 și ceva de ani, să faci o știre că ne-am îmbrățișat, și ce rezultă din asta? Nu știu, iar o să știri și de asta vă întreb și eu. Ieri am mai auzit o altă versiune. De ce nu se salută cu mine un deputat, fiindcă m-a surprins comunicând cu Artur Eșetnicu? Și a tras concluzia că astfel eu sunt omul Moscovei. Păi vezi că în Moldova orice chestiune simplă o poți transforma în niște... Păi nu de fiecare dată când mă vedeți cu domnul Prățișat așa de tăi. Nu, nu țin minte. După aia am mai văzut câțiva deputați și am zis hai să ne îmbrățișăm, poate mai... Am văzut că e știre foarte mare. Ne-am mai îmbrățișat, din păcate nu ne-am mai observat nimeni.